Polițiști și procurori au percheziționat la sfârșitul săptămânii 7 locuințe din județul Gorj, unde locuiesc persoane suspectate că fac operațiuni cu droguri de risc. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Antidrog și procurorii DIICOT au ridicat pentru audieri 8 persoane. În urma descinderilor, oamenii legii au găsit cannabis și ustensile folosite pentru prepararea ierbii, respectiv un grinder de mărunțire, două cântare, țigări și foițe. După audieri, două persoane, tată și fiu, au fost reținute. La expirarea mandatului, fiul a fost arestat preventiv, iar tatăl a fost pus sub control judiciar. Polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurori din cadrul DIICOT Gorj au efectuat 7 percheziții domiciliare și au pus în executare 8 mandate de aducere în cazul unor persoane bănuite de săvârșirea de operațiuni fără drept cu droguri de risc. În cauză și în urma perchezițiilor au fost confiscate 60 de grame de semințe de cannabis, 1 kg de muguri de cannabis, alte obiecte folosite la confecționarea de țigarete și suma de 2.500 de lei. În cauză, cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii activități infracționale și pentru luarea măsurilor legale față de persoanele bănuite. În locuințele percheziționate, echipele au găsit și un pistol, butelii cu gaz, un recipient cu bilă din plastic, 5 telefoane mobile, o tabletă și 2500 de lei, care au fost confiscate. În activități au fost angrenați și luptătorii pentru acțiuni speciale din Gorj, alături de jandarmi.